Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să facem o totalizare a anului politic. Din acest considerent vom aborda mai multe aspecte, atât de politică internă cât și cea Externă. Invitații ediției de astăzi sunt următorii. Pavel Medrigan, avocat. Bună seara, domnule Medrigan și bine Buna ați venit în, în, cadrul studioului nostru. Valentin Beniu, rector în Bună seara, domnule Beniu. Și Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara, domnule Novac și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Medrigan, haideți să începem de la dumneavoastră. Cum vi s-a părut anul 2017 sub aspect politic? Am reușit să facem un pas, să învățăm unele lecții pe care era și cazul uneori? Eu aș menționa din trei aspecte. Prima, care este situația? A doilea aspect, ce s-a făcut în comparație cu măcar cu 2016, ziceam. Și a treilea aspect, eu cred că și colegii, a, dacă se putea de făcut și mai mult decât s-a făcut. Iată, dacă ne, ne referim care este situația, ea, a, după părerea mea, s-a agravat și a degradat pe multe dimensiuni. Cea mai importantă, după părerea mea, este scăderea încrederii, fiindcă vorbim de aspectul politic, în clasa politică sau în politicieni. Sondajele, pe de o parte, arată încrederea în Parlament, deci în organele de stat. Și e evident că acele așteptări care erau cu promisiuni, cu guverne noi, cu programe, cu fel de fel, vizite și noi peste hotare și colegii noștri europeni încoace, atâta fumăraie, cum se zice, iată că acestea, dacă ne uităm la percepția cetățenilor și aceea cum se simte el în anul acesta, este un regres. Este un regres. Noi, cetățenii, ne simțim prost până ce. Și numai câteva momente am invocat că încrederea, cu părere de rău, dar fără încredere niciun partid care nu ar veni la guvernare nu este capabil. Și a doua, ce s-a făcut? S-a făcut uh, prea puțin. Și când zicem ce s-a făcut, noi vedem exodul cetățenilor care continua se plece și ne uităm în domeniul academic cu părere de rău. Acei tineri care ar trebui să se includă în viața politică, socială, de muncă, activ, sunt cu gândul numai să plece și este foarte a, a, periculos. Dacă ne uităm și în cifre și în percepția locuri noi de muncă, nu mai zicem bine plătite dar macar locuri de muncă, iată că nu prea avem cu ce ne lăuda. Și eu vreau să menționez că a apărut o frică în oasele cetățenilor. Noi trăim într-un regim autoritar. Eu, ca avocat, afirm. cetățeanul nostru nu mai știe unde să se ducă cu problemele sale. Că se duce la procurator sau la poliție, deodată se întreabă, tu de-acu ești? Da? Deci, cetățeanul trăiește din ce în ce într-o nesecuritate care statul a trebuie să o asigure. Și a treilea aspect am zis, dacă se putea de făcut mai mult. Evident, în primul rând, eu aș menționa relațiile noastre cu vecinii și cu partenerii strategici. Iată, noi am văzut că anul acesta președintele Republicii a avut mai multe încercări și în Europa și în țările vecine. Deci să încerce o deschidere. Este foarte important din punct de vedere, în primul rând, economic. Că da, putem să avem viziuni diferite, putem pe unele puncte să nu... Dar în aspectul economic toate statele, uitați-vă și China și Statele Unite și europenii toți caută oportunități de a deschide pie piețele de desfacere. Adică cum se deschide o piață de desfacere îndată și producătorul autohton, și în jurul său se creează uh, diferite sectoare de producere uh, sectorul de deservire și așa mai departe ceea ce dă o încredere pe de o parte la cetățeni ca să nu plece și un venit cât de cât. Eu consider că aici guvernarea a făcut prea puțin dar mm. sunt posibilități dar nu le au folosit, fiindcă ei cu părere de rău așteaptă indicații de peste hotare. Da, domnul Beniuc, anul 2017 a dus de fapt în prim plan ce ce se numea reforma ministerilor sau reforma guvernului. Până la urmă era necesară această reformă și haideți să vorbim și din prisma eficienței. Poate aici este cazul să ne oprim un pic mai mult. Da, dacă trecem direct la eficiență, atunci reformele se fac nu din perspectiva ca să fie cât mai multe locuri, cât mai puține locuri ocupate de către cei care, da, cei care asigură dirijarea statului. Nu se ia din perspectiva numărului de locuri, că dacă este mai puțin, este mai bine. Se ia din perspectiva necesității, necesității reformelor din punct de vedere al finalului, al scopului final. Deci, cu câți oameni, în ce structură, cu care funcționalitate, poți să iei, să cucerești să, să să obții scopul final. Iată din perspectiva asta, pentru că dacă se spune că s-a făcut reducerea guvernului precum s-a făcut, din punct de vedere al diminuării cheltuielilor financiare, atunci lucru ăsta este, nu este unul serios, pentru că mult mai mult înseamnă dacă atingi scopurile programatice, și prea puțin înseamnă dacă nu-i cheltuie atât de mult la, la ceea ce încearcă ei să facă. Acum am în vedere actuala guvernare. Și iată, în sensul ăsta, eu am impresia că actuala guvernare este ca un, ca un șarpe, ca o anacondă care încearcă cu toate cercurile să strângă ceea ce numim noi instituția prezidențială și ce, ce este președintele. Să strângă și de mâini, de picioare, să-l absolveze de toată posibilitatea de a funcționa normal. Eu am impresia că 90% din toată energia guvernării este îndreptată împotriva președinției. Pe când președintele propune să colaborăm. De ceea ce este politic dăm într-o parte, iar ceea ce este politic, dar converge în, în scopurile supreme ale statului, a, a chestiunilor de supraviețuire, de dăinuire, de fortificare, de bunăstarea poporului, dați să ne așezăm la masa discuțiilor și să facem ceva în această direcție. În caz contrar, noi picăm toți de pe olimp. Iată un moment și un al doilea moment, dacă să atingem Aspectul extern? Da, chiar. Aspectul extern. Atunci vreau să spun că noi am obținut o deschidere foarte serioasă din partea Rusiei, care este partenerul strategic. Partenerul strategic al Republicii Moldova, care este Rusia, n-a fost anulat de nimeni și nici nu poate fi anulat. Pentru că noi putem să producem aici foarte mult, dar dacă nu ai piață de desfacere. Dar piața de desfacere este în estul Republicii Moldova, în spațiul post-sovietic, în special pe câmpul Rusiei, pe piața Rusiei. Dacă nu, nu avem posibilitatea desfacerii mărfurilor produse, atunci noi, din punct de vedere economic, nu ne mai dezvoltăm. Cu toate că, chiar dacă avem piața care o avem acum, datorită președintelui obținut, prin tratativele respective și așa mai departe. Noi nici numărul de populație care uh, ne-ar oferi posibilitatea activizării economiei nu avem. Mulțumim, uh, precum a spus domnul profesor, multă lume a plecat. Iar uh, capacitatea de cumpărare nu rezidă doar în uh, sumele de bani pe care noi avem, le avem în uh, buzunare, dar și în numărul de populație. Economia se dezvoltă atunci când este o populație multă, capabilă să cumpere. Și atunci se activizează, din punct de vedere intern, evident, se activizează și economia. Președintele a făcut tot ce a stat în puterile lui. El a deschis piața. Și s-a activizat oarecum această econom economie a noastră. Iar din punct de vedere intern, guvernul trebuie să funcționeze mult mai uh, serios. Să nu plece lumea atât de, de uh, agresivă, să spunem așa, precum o face actualmente. Da. Domnule Novac, cum a fost 2017 pentru un reprezentant a unui partid în opoziție? Eu aș spune că a fost un an destul de complicat, un an al provocărilor, dacă doriți, și când zic un an al provocărilor, un an al provocărilor din punct de vedere a securității statului, un an al provocărilor ce țin de partenerii noștri strategici, colegii de platou au spus câteva clipe în urmă că se putea de făcut mai mult. Poate ceva s-a încercat să se facă, însă cu siguranță nu au fost plasate accentele în direcțiile necesare. Și au fost... Am văzut că pe de-o parte erau tentativele șefului statului de a redeschide piața tradițională din Est, de a relansa... Negocierile cu partenerii noștri strategici au fost da. mai multe întâlniri între șefii celor două state și au fost și roade acestor în urma acestor întâlniri bilaterale, vede. da. Acum vedem că pe de altă parte avem ca un fel de să zic așa balast care în fruntea cu guvernarea care Șirul acțiunilor de distrugere și deteriorare a relațiilor bilaterale cu Federația Rusă a fost unul foarte mare și încă el continuă. Și dacă vă amintiți, încă în luna mai uh, au fost uh, acei uh, cinci diplomați expulzați, după care a urmat în luna iunie înregistrarea unui proiect de lege cu privire la așa numită propagandă uh, rusă, care... Săptămâna trecută a fost votat, șeful statului, apropo, a întors acest proiect de lege în plenul Parlamentului, ei l-au reconfirmat prin vot, cu toate că încălcarea tuturor procedurilor legale, eu am vorbit și am scris și despre asta, că s-a recurs chiar la încălcarea dreptului la, la inițiativă legislativă, ce numim noi, înregistrarea amendamentelor și nu doar. Toate că vorbeam în plen despre regulamentul Parlamentului, făceam trimitere la Constituție, o să vedeți, materialele video sunt suficiente, unde eu atenționam, bine, hai să admitem că nu știau lege, eu atenționez moderatorul ședinței în plen, domnule, sunt încalc legea, lege, în dreptul meu, au mers așa înainte. Am văzut <coughs> declararea persoanei năungrate no. a unui vicepremier a Federației Ruse și tot așa, deci... Pe de o parte, președintele țării făcea tot posibil ca să avem niște relații prietenoase și comerciale reciproc avantajoase. Pe de altă parte, guvernarea făcea tot posibil ca să deterioreze aceste relații. Și ați văzut că asta nu a fost întâmplător, a fost în urma vizitelor în mai, în luna mai. Așa a fost să fie că întâmplător eram și eu într-o deplasare la Washington și era și domnul Plahotniuc când s-au ocutizat uh, și au fost primul caz cu cei cinci diplomați. Acum cu propaganda și cu, redeschiderea, cu deschiderea oficiului NATO la Chișinău, la fel a coincis cu vizita la Washington. Deci șirul acestor acțiuni ne duce la gândul că este Lucruri un scenariu... nu în sunt. politica așa de nu sunt. Este un scenariu bine regizat, dar nu pot să nu-i dau dreptate domnului Midrigal atunci când spunea că se putea de făcut evident că se putea de făcut mai mult. Și odată ce avem uh, relații comerciale cu Uniunea Europeană, cum le avem așa? Dumnezeu cu ei, las fi. Dar e bine să le avem și în Est. Știți cum spunea într-o discuție cu un uh, deputat rus, uh, dumnealui îmi spunea, Republica Moldova nu are capacitate să producă atât cât consumăm noi. Și asta da. este un adevăr. Domnule Medregan, sfârșit de an 2017 ne aduce remanieri în guvern? Și cineva spunea și în Parlament că sunt necesare? Mă reușim sau le lăsăm pentru 2018? Bun, nu e important. Da? A venit cu programe noapte, cu guvern, cu diferite... Da. Nu, nu e aceasta important, după mine. Eu aș menționa întrebarea. Dacă noi cetățenii conștientizăm situația și dacă noi conștientizăm că noi am putea să schimbăm, fiindcă politicienii fie din majoritate, fie din opoziție, au discursul lor. <coughs> Pentru mine e important, dar noi cetățenii conștientizăm în ce hal noi suntem și dacă este posibil să schimbăm și dacă da cum. Asta este important fiindcă vin alegerile și așa mai departe. Întrebarea este de ce noi tolerăm o astfel de comportament cinic din partea politicului. Și în primul rând, a guvernării, de ce îl tolerăm dacă noi, poporul, da, puterea aparține nouă. Și după părerea mea, regretabil, dar mi se pare că încă poporul, cetățenii nu conștientizează că ei prin modul democratic chiar ar putea să schimbe lucrurile. Și în primul rând cum? Prin vot. Prin vot. Noi mai votăm pe aceștia care nu activează în favoarea statului și a cetățenului. Fiindcă ne întrebăm dacă ei se comportă nu corect, de ce noi îi votăm? Și aici încercăm să, să găsim, tot să găsim explicații. cât de cât prima Că ne aranjează. Pe noi înseamnă că ne aranjează această mocirlă. Și îmblăm și ne plângem. Ne orcăim să mă iertați. Îi votăm așa, nu știu cum, îi votăm o dată în patru ani și apoi patru ani îmblăm și ne, ne orcăim. Încă o dată încerc iertare de expresie. Dar cam asta e. Pe de altă parte, dacă a, îi votăm așa, poate că îi votăm din frică. Poate că îi votăm din frică. Dacă noi îi alegem și ei nu activează în favoarea cetățeanului, dar în detrimentul. Fiindcă colegii mei și domnul profesor Biliucă, păi uitați, este un nonsens. Se deschid oportunități și e o mare chestie, fiindcă toți chiar și pe piața rusă, care se duc, indiferent cine n-ar fi, că se duc turcii, se duc chinezii, toți vor să se ducă. Și au o atitudine diferite față de noi. Pe noi ne primesc ca vechi prieteni. Ca vechi prieteni, chiar și dacă apar unele probleme, sunt gata să colaboreze și aceste probleme să fie înlăturate. Deci suntem bineveniți. Și noi, guvernarea am în vedere, iată că noi nu folosim aceasta care este în favoarea cetățeanului și a statului. Atunci, noi de ce tolerăm o astfel de putere? care ea face acțiuni în detrimentul cetățeanului. Nu mai vreau să mai aduc aminte că chiar și în declarația de independență a Statelor Unite zice că dacă puterea nu activează în favoarea cetățeanului, cetățeanul, adică poporul, are dreptul să înlături această putere. N-am zis-o noi moldoveni, au am zis-o americanii, cel mai democratic stat din lume. Prin urmare, eu consider că este foarte important, cu atât mai mult că ă, suntem în pragul anului 2018, an electoral, ca cetățeanul să conștientizeze că dacă, și indiferent de care partid politic n-ar veni la guvernare, fiindcă toți când sunt în opoziție critică, și ăștia tot așa au criticat, dacă țineți minte, în 2009, că ei nu sunt de astăzi, au criticat că noi, 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 iată programe. Deci dacă guvernarea nu activează în folosul statului și a cetățeanului. Cetățeanul trebuie să conștientizeze și neapărat, asta e prima condiție, să schimbe guvernarea. Dacă nu se schimbă această guvernare, eu nu știu când o să facem la sfârșitul anului 2018, despre ce o să vorbim. Deci da. că noi s-ar părea că suntem în ajun de mari evenimente. O să vedem, după mine este foarte important ca cetățeanul să conștientizeze în ce este marea problemă, trebuie de schimbat puterea. Domnule Beniu, că eu vreau să ajungem într-o albie foarte sensibilă. Întotdeauna când vorbim despre aspectul financiar, asta este prioritar pentru uh, noi. Uh, și când zic lucrul ăsta, mă refer uh, volens-nolens la rapoartele Croll. A fost raportul 1 Croll, acum avem un rezumat a raportului Croll 2. Ce e adevărat în limbă engleză, uh, ce e adevărat este ca volum destul de uh, subțire. Dar figurează acolo niște nume, figurează niște sau niște sugerează cam unde ar fi plecat acei bani. Este o temă pentru acasă, pentru procuratură, pentru CNA, pentru celelalte organe abilitate? Ce e cu acest furt al miliardului? Păi îl găsim în sfârșit? Poate întrebarea e retorică, dar o adresez. Găsim noi totuși miliardul? Noi am pierdut probabil mult mai mult decât acest miliard. Noi am pierdut simțul Responsabilității. și a responsabilității inclusiv, dar noi am, noi am pierdut coordonatele în care noi ar trebui să ne regăsim ca populație, ca națiune, ca popor, ca stat. Noi am pierdut aceste coordonate. Uitați-vă ce se întâmplă. Deci, chestiunea asta cu miliardul sugerează tuturor că noi putem să facem mult mai rău și lumea ne va ierta. Iată, domnul Medrigan a repetat de cât câteva ori, noi cât putem să mai răbdem. Și dacă voi vreți să răbdați și să rămâneți în această mocirlă, veți rămânea. Iată, cu, cu chestiunea care s-a petrecut în Chișinău, cu primării asta. Da. Uh, referendumul la care n-au participat uh, oamenii de trei ori a fost ales unul și același primar. De fiecare dată, respectivul demonstra că acest oraș poate fi distrus și furat. Și lumea n-a ieșit să spună, domnule, nu mai putem suporta. Este o chestiune de cercetare științifică în domeniul psihiatriei. Ceva de, de felul ăsta. Mă iertați că spun așa, dar eu nu pot înțelege lumea asta. Domnule, te-a furat și ți-a distrus casa. Și voi nu manifestați niciun interes pentru a redresa situația. Așa este și cu miliardul. Miliardul, evident, nu va fi găsit. Noi nu trebuie să ne încălzim cu ideea că va fi găsit miliardul. Dar vă spun că noi am pierdut mult mai mult. Sistemul de coordonate în care noi ar trebui să ne regăsim ca popor și, și țară. Asta e unul la mână. Doi, știți, dumneavoastră, când oamenii care au furat, banii poporului. Revin în posturi. Destul de responsabili. Iată ce trebuie să gândească un om normal. El ce trebuie să, să, gândească. Cei care au gândirii corecte protestează inclusiv prin plecare din țară. Cei care vreau să zic că nu pot pleca din țară, mă rog, din diferite perspective. da. 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 Încearcă, a încercat să iasă ani la rând în stradă. Iar puterea este atât de ingenioasă în sensul manipulării cu uh, oamenii că i-au purtat pe oamenii ăștia în așa fel ca pe un pești mare, zdravân, așa, pe care era greu să-l tragi la mal, dar l-a purtat prin apeli, prin valuri, până la uh, sleii de puteri, iar la urmă a făcut tot ce face un pescar cu un pește și un, uh, un guvern cu acest popor. L-a sleit. Ce vor oamenii? Oamenii poate că vor ceva, dar nu, pot să nu vor să articuleze. Nu pot să articuleze. Știi că e degeaba chestiunea asta. Trebuie Trebuiește o schimbare totală a puterii. Și atunci, e posibilă? Totul depinde, de, uh, totul depinde de Partidul Socialist și de președintele țării. Domnul Dodon, Foarte mult depinde. 90% depinde de acest doi factori, care va fi comportamentul lor, care va fi contribuția inclusiv a societății civile de care se aici în uh, alungarea acestei puteri. Depinde de multe, dar principalul este să sesizăm că nu se mai poate suporta în uh, uh, această situație. Și atunci și atunci chiar dacă nu va fi Regăsit, reluat, readus acest miliard, oamenii care au fost implicați vor fi aduși în fața Constituției, legii, responsabilității față de popor și vor răspunde. Eu, eu cel puțin sper. Cum așa vreau să zic? Ăsta a fost implicat la distrugerea băncilor și este lăsat în postura de primar. Ăsta. Celălalt a fost de asemenea, și celălalt și celălalt au fost implicați în furtul miliardului și readuși în postura de vici prim-ministri, readuși în postura de iar vici prim-ministri, câți doi i-am oareat. Da, doi... Ei cum se poate așa ceva, înțelegi ce chestie? Trebuie să desconsideri acest popor la nesfârșit, să desconsideri definitiv, să nu mai socozi de oameni ca să faci asemenea acțiuni. Toată speranța, cum a spus și domnul profesor Medrigan, e în 2018. În Partidul Socialiștilor și în președintele Dodon și în societatea civilă. Evident. Domnule deputat, s-a discutat și în Parlament despre rapoartele Croll. Întrebarea e simplă, dar plină de substanțe când va fi făcut publici aceste două rapoarte integral și când vom asista că persoanele care au fost implicate în aceste credite neperformante, așa cum se operează, vor fi trași la răspundere. Păi bine, asta trebuie, știți cum, de făcut încă al altă Da. Dar dacă ne amintim cum a fost publicat primul raport, că l-am găsit pe, pe blogul speakerului Parlamentului, de parcă știți, blogul personal a domnului Candu, parcă ar fi site-ul oficial al Băncii Naționale, ori... Parlamentului. Parlamentul, da. da. Al doilea, la fel, a fost publicat prin surprindere și cum ați menționat în, în da. limba engleză, bine, sunt o, o parte din cetățeni care îi cunosc dar, în engleză, dar asta sunt foarte puțin, mai ales când se operează cu termeni economici, ori termeni da, Eu cred că acest a, raport Kroll, detaliat cine, cum, de unde și în ce mod uh, nu va fi publicat, dat uh, să ajungă în spațiu public, atâta timp cât uh, cei interesați de nepublicarea lui, care îl dețin de fapt, uh, vor fi cu să-l țină în umbră. Deoarece acolo uh, se deschid foarte și foarte multe paranteze. Și aici uh, vreau să, să fac o comparație. Dacă vă amintiți, cazul primarului de la Taraclia. Doi brazi izolator. Altul, alt primar implicat în cel puțin firmele care le administrează. Același raport Crow ne spune că uite, figurează firmele XYZ în, cu offshore și nu numai. Spre primul pe la brad, pe la... Caută omul de treabă. Eu cred că intenționat acest raport Kroll este ținut în, în, secret și el o să fie ținut în secret atâta timp. Noi putem să strigăm și noi deputați și nu numai noi, putem să cerem și audieri, că ați văzut audieri câte am avut parlamentari în Parlament și procurorul general și directorul Centrului Național Anticorupție. Toți știau că se fură. Toți știau, spuneam, unul spunea că știau că se fură cu sacul, a doilea știa că se fură asta care a fost Gabori și el a eu că eu când am venit în gener nu mai erau bani. Era tot fura, Noi avem o sumă de pârghii din punct de vedere legislației. Banca Națională are împuternicirile legale să monitorizeze orice tranzacție și mișcarea efectuată. efectuată. Centrul Național Anticorupție și de direct de antifraudă și spalarea banilor la fel, are aceste prerogative. Toți au, tot este de furat se fură, nimeni nu știe nimic. E ca, e ca cam cum... Uh, Unde cum, e paradoxul, un, da? Un e paradoxul ăsta. Și da. încă nouă, nu știu de ce naiba, încă bani, când să achităm șapte milioane la croul 1 și aparent șapte milioane la Crolul 2. să mi pe domnul Că Ca, ca, ca mâine, pe mâine, să ne trezăm, că, a spune, că, 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 trebuie un 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 raport, crol. Hai, când mi-trebuie un cuvânt de spun. Da. Domnul Medregan, dumneavoastră sunteți avocați. spuneți sau încercați să ne explicați de ce Republica Moldova a apelat la o companie internațională ca să investigeze un caz ce vizează Republica Moldova. Ce face, cine au, ce face Procuratura? dați să începem de la Vă rog. ipoteza că nu este atât de puternică puterea cât este slabă opoziția. Îi permite prea mult. Și când zic de opoziție, nu zic numai de opoziția parlamentară. Noi avem 45 de partide. Teoretic. Și o majoritate, chipurile, sunt în opoziție. Iată că noi vedem o pasivitate referitor la miliard. Bun, celelalte poate să nu coincidă unele doctrine, politice, politice. Dar cu miliardul s-ar părea că pe toți trebuie să ne, să ne unească. Unde sunt aceștia? am în vedere partidele, opoziție tot să se unească, fiindcă evident că puterea de astăzi nu vrea să elucideze. Ați menționat de organele de drept, da, Procuratura Generală, nu se vrea, nu se vrea. Și percepția cetățeanului este că ei sunt complici sau, au beneficiat de unele sume importante a acestui furt. Se mai numea, țineți minte la boișevici, expropriația expropriatorov. Adică s-a împărțit furtul și tot stău liniștit. Tot stău liniștit. De ce? Eu aș sugera că chiar și cu aceste mijloace care sunt. Spre exemplu, de ce președintele Republicii Moldova nu convoacă Consiliul Suprem de Securitate? Pe această întrebare. Fiindcă în componența Consiliului Suprem de Securitate este guvernatorul Băncii Naționale, este Procurorul General, CENA și așa mai departe. Și se pune o întrebare foarte clară. Domnilor, informați Consiliul Suprem de Securitate, fiindcă este securitatea statului și securitatea financiară este una dintre cele mai importante. Concret, ce se face pe acest caz, fiindcă cetățenii noi, fiecare lună, plătim din salariile noastre. Și vreau să mai aduc aminte că Banca Națională nu este cineva care zboară între cer și pământ. Statul este fondatorul Băncii Naționale, adică guvernatorul și alții, Consiliul Băncii Naționale, este în subordinea fondatorului, adică trebuie să dă tare de seamă. Și fondatorul, pe ce trebuie să cerșească cineva, fondatorul să cerșească de la, de la administrator acest raport crol, dacă eu sunt stăpânul, da, ca fondator. Deci sunt niște chestii juridice elementare. De ce domnul Candu, fiindcă reprezintă uh, puterea cea mai importantă, legislativă, trebuie să cerșească? acest raport clor când el de mult trebuia să fie pus pe masă, fiindcă Banca Națională nu este ceva deasupra la toți. Ea este autonomă, da, însă este statul fondator. Prin urmare se întâmplă niște chestii caragioase și eu consider că aici președintele statului trebuie să intervină și are toată susținerea cetățenilor și a societății civile, trebuie să ceară anume la Consiliul Suprem de securitate, dar de seama, fără mixtiune, informați, noi așteptăm un crawl 2, nu știu ce, crawl 3, dar unde sunt organele noastre de drept? Că noi salarizăm cu toate părghiile, inclusiv vreau să aduc aminte că noi suntem membri la un șir de organizații mondiale și europene referitor la spălarea banilor. La spălarea banilor. Și noi, dintr-o informație oarecare, Cunoaștem că de la organele noastre de drept nu a fost nici o interpelare pe undeva să caute. Uitați-vă firmele offshore. Păi, Croll 2 cât de cât a indicat calea. Nu este toată, dar a indicat și persoană, calea. Fapt, și pe, unde sunt aceste persoane? De ce nu sunt arestate? Această Fie... persoană, mă scuzați că vă întrerup, spunea chiar în aceeași zi în care a fost publicat Croll, că merge la organismele internaționale ca să atace nu, această... Nu, nu, uita, uitați da. Persoana aceea poate să spună ce vrea. Noi avem un șir de a persoane juridice, atât din țară și din exterior, concrete, firma cutare. prin firma cutare, Două bănci în Republica Moldova care tipurile nu au vrut să prezinte informații crolului, păi noi în ce țară suntem? Cum așa? O bancă nu prezintă informații organelor de anchetă. Păi trebuie toți ăștia reținuți, da? Fiindcă trebuie să ducă responsabilitatea față de popor, față de noi. Și noi trebuie încă o dată să revenim, dacă nu conștientizăm da. că puterea nu vrea să o facă, cealaltă putere care va veni, zic de Domn, Doamne, atunci neapărat altă putere, trebuie să, să pună foarte tranșant această chestiune și să tragă la răspunere atât cei care au furat, cei care nu întreprind măsurile, adică puterea de astăzi, pentru a identifica pe toți, infractorii și a returna banii. Domnule Beniuc, ați spus ceva mai devreme, 2018, an electoral. Se poate schimba coloratura politic, peizajul politic? Eu vreau să sper că se va schimba. Înțelegeți, dumneavoastră, alegerile din 2018, din toamna... De... Da. Deci, eu vă spune tragic, este ultima speranță când poporul va reuși să păstreze independența și suveranitatea în sensul de plină a cuvântului al Republicii Moldova. Este ultima. Așa gândesc eu. Și pot să aduc și dovezele respective. Iată noi în cadrul societății civile și discutăm problema asta. Deci care problema? S-a lovit foarte serios și metodic mulți ani. În ceea ce numim noi educație și formarea cetățeanului Republicii Moldova. Ori un stat fără cetățeni nu poate exista. Eu repet chestiunea asta de fiecare dată când am ocazie. S-a lovit anume în educație și formarea cetățeanului. Doi, s-a lovit în cultură. A rămas cultura scenică. Da? Iar cultura nu rezide doar numai în cântcile de pișenă. Cultura este materială și cea spirituală, în fond tot ce a creat o națiune în cadrul statului respectiv. Și această cultură este undeva aproximizată. Ea este aproximativă. Spunem tradiții, nu știu ce, specificități naționale, dar ea este foarte aproximativă. Deci, Ca să ne pierdem identitatea. Identitatea creată în sute și sute de ani. Noi suntem un stat foarte și foarte vechi. Noi suntem un stat foarte vechi. Noi nu suntem statele din, din Nordul Africii sau din Orientul apropiat care s-au creat acum 50-70 de ani. Noi suntem continuatorii unui stat vechi, medieval. Și iată, noi ne pierdem identitatea. S-a lovit aici, metodic s-a lovit. Ca mâinii, poi se spune, Doamne, nu mai avem stat. Ei, dar și statul, și ăsta stat, cum și se spune acum. De atâta noi ne ducem din trânsul. Iar guvernările se stărui foarte tare să nu -i mai consideri pe oamenii ăștia de cetățeni, spunându-le că, da, aveți posibilitatea să plecați, plecați. Nu le spune că, domnule, suferim toți împreună. Cât suferim acolo? 5, 15 ani? Iar noi ne ridic, dar în rezultat ne vor ridica țara pentru ca urmașii noștri să trăiască în alte condiții. Deci nu este tonul este mobilizator din partea guvernărilor. Domnule Beniu, dar poate ăsta este potențialul politic al clasei ce ne conduce. Să-mi termin gândul. Da. De ce? Pentru că însăși guvernările n-au fost niciodată convinse în, în aceea că ei vor să edifice acest stat. Este mai ușor să tragi la turta ta. Este mai ușor, cu alte cuvinte alte să te ocupi de hoție. De ce? Pentru că mâine-poi mâine ne unim cu alt stat și atunci eu m-am precopsit cu ceva. Iată, gândul ăsta obsedează pe toți cei care vin la putere. Că mâine-poi mâine cine știe ce va fi, iar cu cele agonisite eu o să supraviețuiesc. Poate și copiii și nepoții mei dacă ceva mai mult s-a reușit la tragerea sub, prin îmbuznare. Care este potențialul politic? Într-adevăr, potențialul politic al politicului este secătuit. Secătuit. De ce? Pentru că nu s-au pus planuri mobilizatoare, nu s-au discutat programe și strategii mobilizatoare. S-a discutat cum supraviețuim, ia că e greu și gata, ia că e greu, noi ne plângem de 25 de ani, că e greu și ne știm, o să vedem cum cu ploi acidic, au fost condiții nu chiar atât de prielnici și mai departe. Noi un plan odată nu l-am discutat pentru a mobiliza societatea. Nici odată. Da. Domnul Novac, ce face clasa politică, iată, pentru a menține cel puțin un anumit indice la capitolul încredere? Astăzi s-a făcut referire și la instituția prezidențială, dar pe de altă parte și la Parlament, Tirei Guvern. Cum mai luptăm Păi dar nu, nu se face nimic, Că, în primul rând, cetățeanul simplu nu este întrebat pe diferite domenii, nu îi se cere opinia și părerea lui. Cetățeanul nu, nu este un subiect a factorului decizional? Se rezumă doar la nu, alegeri? alegeri. Cetățeanul Republicii Moldova, cu regret, încă, în opinia mea, încă nu a conștientizat ce putere are în mâinile sale, odată la patru ani, atunci când ne poate taxa dur pe noi politicienii și... dacă am făcut ceva sau, să -am nu făcut am făcut nimic. Odată la patru ani, atunci când se merge și se aruncă buletinul de vot în acea lădiță, în acea urnă de vot, ștampila ce trebuie aplicată nu pentru 200 de lei, un kilogram de orez sau nu știu ce. Hai să trăiești patru ani de zile cu A fost kilogramul -a fost de orez. Dar din punct de vedere, știți cum, psihologii spun că orice informație este actuală pentru creierul uman pentru o perioadă foarte scurtă de timp. La noi, corect, se întâmplă atât de multe evenimente și atât de des se întâmplă că noi, politicienii care urmărim atent ce se întâmplă și ce se face, nu dovedim să rugumăm tot fluxul ăsta de informații și de, 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 de schimbări, modificări, hoții diferite. Dar cetățeanul simplu cu atât mai mult nu mai dovedește să o facă. Și uitați că odată ce vine anul electoral, ei se începe iarăși a promite marea și sarea, ei se începe a promite la noi așa de harni și se fac toți. E că să vedeți acum în 2018, și o să vedeți că am niște colegi din Parlament, Îmblă, prășesc prin grădină pe la oameni, dă porțele cu vopsea. vopsea. gardurile cu var și așa mai departe. Deci, o fățărnicie de asta totală. Cu regret, oamenii nu tot timpul au timp să asimileze și să analizeze la rece cine și ce a făcut, cine ce propune să facă și cât este de real, de, de promis, pot promite toți. Asta nu trebuie să fii mare specialist. Dar cât este de real ca tot ceea ce ai promis că vei face să implementezi și să aduci într-adevăr să o aduci la un bun sfârșit. Domnule Novak, da, există mai multe voci, unii iarăși se declară pro, alții contra. PD-ul controlează întreaga clasă politică? E așa sau totuși se mai lasă locuri de... Cu siguranță la ziua de azi PD-ul nu, nu controlează instituția prezidențială da. și nu controlează uh, Partidul Socialiștilor. Asta pot să spun cu siguranță. Și când zic de Partidul Socialiștilor, vă zic că fac presiuni destul de mari și enorme asupra colegilor din teritorii, din, uh, prin diferite instrumente, începând de la uh, Centrul Național de luptă cu Oponenți Politici și terminând cu ce mai generală procuratură care o avem noi la noi. Deci, cu regret, alții cedează, alții fac față. Nu știu, eu, eu personal, au fost câteva tentative și asupra mea au fost deschis un dosar, este de la CNI. Da. râsul găinilor. Deci, mă, mă eu pe la procuratură, hai, du-te, vină. Eu din stat le la, la, telefon, băieți, n-am eu și roade pragul procuraturii dumneavoastră. Dacă aveți ceva de spus, și aveți ceva împotriva mea, a deputatului Novak, veniți în Parlament, cu dovezele, da. veniți în fața deputaților, procurorul general ați să ridici imunitatea și, și pe mine totodată și înainte. Eu citesc, vin la voi să mă îndreptățesc acolo, voi să mă presați pe mine, dar nu, nu o să așteptați eu că ați vin să mă pun în genunchi la voi. Și nu am făcut-o. Alții cedează, alții spare, alții își mai fac grijă pentru cei apropiați, alții merg cu drăzenii înainte. Suntem diferiți toți. Domnilor invitați, regia spune, avem un minut 30. Finalul, câte 30 secunde, ce ne așteaptă în 2018, cine și ce trebuie să întreprindă pentru ca țara, Republica Moldova, să facă un pas înainte, dar un pas destul de substanțial. Domnul Medrigan, 2018, ce ne așteaptă, ce ați dori de la politicieni în mod special? Va fi un an greu și complicat. Evident că fiecare actor politic va încerca să-și impună, fiindcă așa este lupta politică, și eu cred că majestia sa, poporul, cetățenii, dacă într-adevăr vom conștientiza și vrea să schimbe ceva, eu vreau, eu vreau. Păcat că noi o majoritate ne dăm pradă la promisiuni, la minciuni, la fel de fel, de aceea eu am o mică rezervă, dar optimistă, că se poate, se poate. Tot depinde de încrederea în cei care vor să schimbe, credibilitatea lor și, evident, cum a menționat și colegul meu, domnul profesor Beniuc, Partidele care vor să accedă la putere trebuie să-și schimbe un pic atitudinea și să îi însufle această încredere într-o viață mai bună. Domnule Beniuc, societatea civilă, este timpul să arate din deget clasei politice? O poate face acum? S-a mimat până acum că societatea civilă, prin diferite structuri, arată cu degetul am uh, 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 um, în sens și, a, da. agresiv uh, uh, Da, și de asta Da, da, clase politice uh, S-a mimat, de deci spun așa? Pentru că mulți din cei care reprezentau societatea civilă și cu destoinicie S-au dat pradă puterii sau banilor uh, Și în sensul ăsta, pentru oarecare timp a dispărut societatea civilă. Acum ea este renăscută prin inițiativele președintelui. Sper că, iată, acești reprezentanți ai societății civile se vor ține dârzi în pofida diferitor condiții uh, și nu vom uh, avea uh, remușcări. Deci, domnule deputat Novac, spuneți-mi, rog, iarăși pornim de la ideea 2018, an electoral, PSRM se mai așează la masa negocierilor cu, nu știu, cu PCRM, cu partidul nostru, cu alte partide ce ar, sunt ca viziune politică sau ca doctrină apropiate? Există o asemenea semnale? Eu totuși sper că... Vorbesc de o coagulare. Eu, da? eu totuși sper că potențialii parteneri ai psrm vor da totodată dovadă de maturitate politică. Noi, socialiștii, nu odată am spus și o spunem din 2000 13, 14, 14 și le-am spus și comuniștilor și usate, și la toți absolut, haideți nu dăm focul la poduri, de atât că pe podurile astea o să trebuiască de mers. Uh, unii au ales să critici și să nu facă nimic, să ne critici, să ne atace, pe noi ne atacă și guvernarea, cât și potențialii partidele de opoziție și astăzi s-a vorbit în studio că nu este clar cine și ce face, în loc să lupte cu răul cel mare, ei au ales uh, să lupte și cu noi, știți cum? Dar uh, eu am, un, un, an în urmă am scris într-un articol că 2017 va fi un an foarte greu, dar 2018 o să fie încă și mai greu, având în vedere că este un an electoral și o să acutizeze. Iacă că și-au adus acum aminte de, de, raportul Croll, până la vară uită și începând cu luna august, o să înceapă a aminti iară de miliard și iarăși o să cu balalaica asta în campania electorală, miliardul, miliardul, nu știu ce, dar la ziua de azi nu vorbește nimic. Și o să înceapă, eu cred că, cum se zice în poporul, zoile o scurgă gârlă. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analytic. Stimați telespectatori în numele întregii echipe. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de colegii noștri.